Club volei municipal Tomis Constanța a devenit pentru al doilea an consecutiv și pentru a cincea oară în istoria clubului campioana României la volei masculin. Ieri, la Zalăuna, a treia partidă din finala diviziei A1, CVM Tomis s-a impus cu 3-0 în duelul cu echipa locală. CSV municipal și cu scorul general de 3-0 și-a adjudecat titlul de campioană. Ieri în sala sporturilor din Zalău a la sfârșit finala mare a diviziei A1 la volei masculin, în care Club Volei Municipal Tomis Constant a întâlnit Clubul Sportiv Volei Municipal Zalău. Cea mai bună echipă din România nu putea arata ocazia de a-și adăuga încă un trofeu în palmares, așa că CVM Tomis Constanța a devenit campioană pentru a cincea oară în istoria clubului, după ce luna a trecută cucerisea opta cupa a României. Aflați în avantaj după primele două meciuri ale finalei cu CS Volei Municipal Zalău, disputate săptămâna trecută pe teren propriu, iar elevii lui Martin Stoiev au bifat al treilea succes chiar în fieful rivalilor și au câștigat ultimul act al campionatului cu scorul general de 3-0. Conduși perfect de către Nemec și Rodriguez, sportivii de la malul mării au avut un prim set fără greșeală și s-au impus cu 25 la 15. Prestația gazdelor a fost mult mai bună în actul secund, dar nu a fost suficient. Nemec a închis setul la 25-23 cu un as. În setul 3, Tomiș a arătat superioritatea, a câștigat cu 25 la 18 și a obținut titlul național. Fără lipsă de modestie, meciul de joi s-au văzut diferența de valoare, diferența de atitudine, modul de abordare a competiției. Desfășurarea jocului transpune perfect poziția în campionatul României a echipei CVM Tomis Constanța. Am încheiat un sezon cu rezultate deosebite în care am acumulat 3 victorii în Champions League, am jucat o semifinală a CF Cup, am câștigat finala Cupa României, iar astăzi și campionatul României. Este un an plin de bucurii, de satisfacții deosebite în care avem o singură neîmplinire. Ratarea finalei, Cev Kap, a declarat Serhan Kadir, directorul executiv al clubului Constanțean pentru CVM Tomi s au evoluat Zekov, Nemet, Stancu, Spânu, Rodriguez, Bahov și Ivanov. Au mai jucat în Sescu, Masinatorii, Stoian și Pavel. A fost o victorie foarte frumoasă meritată, un meci în care am jucat foarte bine cu multă concentrare. Am forțat victoria cu orice preț pentru ca toată lumea să poată petrece sărbătorile de Paște acasă. A fost clară diferența de valoare dintre Tomi și celelalte echipe din România, nu numai în play-off, ci și în restul campionatului. Pentru o poziție cât mai bună în play-off, am muncit din greu să câștigăm sezonul regulat, am jucat multe meciuri la inter Vale scurte de timp, am stat mult timp pe drumuri, dar a meritat, a precizat antrenorul principal al Tomisului Martin Stoev. Victoria din campionatul intern a asigurat Tomisului calificarea pentru viitoarea ediție a Ligii Campionilor, aceasta urmând să fie a treia participare consecutivă în cea mai valoroasă competiție europeană intercluburi.